Casa de Cultură Florin Zamfirescu din Călimănești va găzdui în perioada 23-30 noiembrie o expoziție inedită de fotografie unică și inspirațională pentru toți iubitorii de artă. Evenimentul are drept scop o strângere de fonduri în cadrul campaniei Moș Crăciun Există, pentru ca Ana Maria, o fetiță în vârstă de 5 ani, diagnosticată cu scolioză, să poată beneficia de o intervenție chirurgicală care costă 80.000 de lei. O expoziție inedită de fotografie unică și inspirațională, intitulată Necesitatea de a fi bun, se va desfășura la Casa de Cultură Florin Zamfirescu din Călimănești în perioada 23-30 noiembrie 2023, între orele 10-15, ce are ca scop o strângere de fonduri în cadrul campaniei Moș Crăciun Există, necesară susținerii Anei Maria, în vârstă de 5 ani, diagnosticată cu scolioză cu debut precoce, ce necesită o operație la coloană în valoare de 80.000 de lei. Evenimentul se va desfășura la sfârșitul lunii acestea la Călimănești și luna viitoare la Râmnicu-Vâlcea. Este un eveniment care are în vedere o strângere de fonduri pentru Ana Maria Angel, o fetiță pe care noi o avem de mult în atenție, care are o scolioză cu debut precoce și va avea nevoie de o intervenție chirurgicală care, din păcate, este foarte costisitoare. Noi am mai strâns și până acum o parte din bani pentru ea, dar ea a făcut deja investigații medicale, la fel care se plătesc și banii pe care am strâns până acum au mers către investigațiile medicale. Având în vedere că este o sumă așa de mare, probabil că strângerea aceasta de fonduri va mai continua o perioadă și de aceea ne-am gândit ca expoziția să fie dedicată ei. 80.000 de lei. Este doar operația, dar investigațiile încă nu se știe. Iar și pentru niște analize, mă rog, încă banale, dar niște analize din astea de bază sunt cam 4.000 de lei. Ultima dată când au fost părinții cu ea, exact 4.000 de lei au costat. Da. Analize care, pe care le va mai face de-a lungul timpului să vadă exact care este cel mai bun moment pentru operație. Evenimentul este organizat de ungureanul Vasile Mircea, fotograf voluntar la Asociația Copii fără Copilărie din județul Vâlcea, care dorește să aducă împreună arta și generozitatea într-un mod minunat.